Judecătorii sălăjeni sunt săraci numeric. Aceasta a fost principala concluzie la care au ajuns magistrații din Sălaj la ședința de bilanț pe anul 2010, ședință în cadrul căreia au acuzat lipsa acută de personal și grămada tot mai mare de dosare pe care le-au de soluționat. Tribunalul, de exemplu, a înregistrat anul trecut un volum dublu de activitate, peste 13.000 de dosare față de numai 6.300 cât se aflau pe rolul instanței în 2009. La toate instanțele din Sălaj s-a înregistrat anul trecut un volum mai mare de muncă. Se explică astfel și de ce judecătorii nu au fost la fel de eficienți în soluționarea cauzelor ce le-au ajuns pe mese. Astfel a crescut numărul de dosare, dar a scăzut operativitatea. Excepție face doar judecătoria Jibou, unde justițiarii nu s-au lăsat deloc pe tânjală. La instanțele de fond, operativitatea este redusă din cauza lipsei experților și a fluctuației de judecători care vin și pleacă, a explicat Petronela Năsăudean, președintele Tribunalului Sălaj. Dar nu asta este cea mai mare bubă din justiția sălăjeană. Faptul că sunt posturi neocupate doare cel mai tare. Astfel, la cea mai mare instanță din județ, unde schema este de 14 judecători, două posturi sunt vacante, iar la judecătoria Zalău muncesc doar 8 magistrați în loc de 12. Cel mai grav stau însă lucrurile la Șimleu Silvanii, unde un singur judecător lucrează la aproape 3.500 de dosare. Aici schema de personal prevede 4 magistrați, doar două posturi nu au titulari, iar unul dintre magistrați se află în concediu. Volumul unui judecător pe an variază de la 416 până la 1.266 de dosare. La Tribunalul Sălaj ar mai fi nevoie de 8-10 judecători pentru a face față numărului mare de cauze care trebuie soluționate. În 2010 s-au înregistrat 4.984 de dosare pe activitatea de contencios administrativ și fiscal din pricina cererilor depuse pentru restituirea taxei de poluare.